Meniu românesc, ca să zic exact, tradițional. Friptură, sarmale, asta se știe, salată de beof, pentru că așa e la noi, la rămâi. Meniu tradițional, sarmale, cârnați, caltăboși, dobă, asta. Păi ce pregătește toată lumea, cârnăciori, sarmăluțe, fripturică. Nu vă pică greu? Nu, pe limita bunului simț așa. Meniul este tradițional și cam tot românul îl respectă. Pentru cei care nu țin post însă, mâncarea de Crăciun ar putea să pice cam greu. Nu pot să recomand decât a fi cumpătați. Asta lucru care e valabil pentru indiferent ce fel de masă și ce perioadă, dar cu atât mai mult în perioada Crăciunului. Nu trebuie să mâncăm mult, de asemenea, ci băutura nu e nici recomandată în cantități mari. Medicii s-au obișnuit. An de an, sute de persoane ajung la urgență cu afecțiuni gastrointestinale și culmea, după ce au mâncat cumpătat. Nu însă cantitatea afectează, ci pur și simplu consistența. Carnea de pui o aveți în meniu? Este și cărnița, dar după Crăciun, ca să ne revenim. Avem și pui, că trebuie și pui. Iar în goana după cumpărături mai sunt câteva aspecte de luat în calcul. Să se uite neapărat să se uite în primul rând de unde cumpără acele produse. În al doilea rând, se uite la termenul de valabilitate. Contează foarte mult acest lucru și să nu cumpere produse din surse neautorizate, fiindcă se pot îmbolnăvi.